ziua, stimați spectatori, bine am regăsit la Media 120. Astăzi, așa cum știți, este emisiunea noastră dedicată sănătății. Astăzi vorbim despre sănătatea pielii a tenului nostru, aflăm despre un procedeu nu foarte nou, să spunem așa, dar să spunem că de astăzi putem să ne-l facem și la Mediaș, deși invitata mea, bună seara, Bianca Orhoi. Bianca nu o să poată prea curând, pentru că o să aducă pe un lume bebeluș. Îți urăm naștere ușoară, așa, mulțumesc de început mult de emisiune. Și îl salutăm și pe băiețelul tău, pe care trebuia să-l salutăm emisiunile precedente. Trecute. Marcus, da, salutăm. Pentru că mai puțin și poate nu să te mai prindem în emisiune, știm că ai urmat cursurile de micropigmentare. Aș vrea să ne povestești despre aceste cursuri. Le spunem telespectatorilor, pe parcursul emisiunii vorbim și cum prevenim îmbătrânirea prematură a pielii. Pentru că săptămâna trecută povesteam cu doctorul Ladislau Rosenberg despre tratamentele anti-aging. Astăzi vorbim despre tratamente anti-aging, dar la ten. Bianca, începem cu micropigmentarea. Da. După cum spuneai, acum am terminat școala, am fost la o școală în București care este singura acreditată de normele Uniunii Europene pentru dezinfectare și pentru sterilizarea a procedeului în sine de micropigmentare. Și ce este această micropigmentare? Este, de fapt, un fel de tatuaj. Un fel de tatuaj, că se folosesc tot așa ace, dar ace sterile, de unică folosință la fiecare pacient în parte, dar care trasează linii subțiri, care imită firul de păr și o să avem un efect natural, de durată, tot așa. Și o să înlocuiască cu siguranță un machiaj. Deci un machiaj reușit. Multe femei nu prea știu să se macheze sau nu știu corect, nu au timp, sunt tot timpul pe grabă. Și atunci acesta ar fi soluția ideală pentru persoanele. Pentru a avea un contur al ochiului. Un contur perfect al sprâncenelor, al ochiului și al buzelor. Dar asta nu înseamnă că nu mai trebuie să ne pensăm? Putem să o facem după aceea cu siguranță și acasă, deoarece formă o să o avem clară și menținută pe timp de greu, da? Da, nu va mai fi așa greu și atunci putem să o facem și singuri acasă. Dar ce presupune mai exact și cum se face? Deci micropigmentarea folosește pigmenți organici, iar tatuajul în sine care s-a efectuat până acum folosește pigmenți anorganici. Ce înseamnă pigmenții organici? Pigmenții organici o să fie cumva asimilați de corp și o să șteargă frumos și cei anorganici rămân mai mult timp. De aceea tatuajul spune că durează mult mai mult, dar acest tatuaj deviază, după cum am văzut la multe persoane, în alte culori. De obicei în roșu, în mov, în albastru, depinde de pigmentul pielii, care îl ține oricum pielea, are pigmenți. Și de-aia micropigmentarea folosește pigmenți organici, o să ai un efect frumos, curat, cam o perioadă de un an jumate, doi, depinde de fiecare, cum se îngrijește și cum de tipul pielii, dar o să se șteargă frumos după 2 ani, dacă vrei, ți-l refaci, dacă nu, renunți. Se poate corecta, chiar dacă se greșește, da? Nu se întâmplă să vină o clientă, clienta vrea într-un anume fel și poate nu îi se potrivește. Tocmai de aceea am fost la școală și înveț să dai sfaturi bune, să te consulți. Într-adevăr, ascult și ce dorește clienta, dar o să le ofer sfaturi utile și asta e și micropigmentarea, pentru care o gamă foarte largă de pigment și de culori. O să fie exact în nuanța firului de păr și chiar dacă, să zicem că se greșește, orice se poate corecta. Deci am învățat în așa fel încât să putem scoate culorile. Deci înveți micropigmentologie la baza. Ne spui că exact culoarea firului de păr, da. Dar dacă ne vopsim destul de des, încercăm să facem sprâncene. Dacă ni le vopsim sprâncenele, da. Te referi, da. Cât de des? Păi atunci le putem face cam cum ți-ai dorit tu să ai culoarea. Deci mergem cum ți-ar sta bine în funcție de nuanța părului, de culoarea la baza, da. Sprâncenei și o să intercalăm niște fire și o să iasă atunci o micropigmentare bicolor, așa se numește, cu mai multe culori, dar o să arate foarte bine.
Cât de des trebuie să mergem? O dată la un an? Odată la... Sau la jumătate de an? S-ar putea să nu fie nevoie timp de 2 ani, s-ar putea să fie la un an jumate, să revină la, la retuș. La ochi durează mai mult și la buze. Pielea fiind un pic mai fină și mai se absorbe mult mai bine pigmentul în piele, la sprâncene e un pic mai dură și atunci se duce un pic mai repede. Cum e, să spunem așa, dacă durerea? Durerea. Nu o să fie durere, o să se folosească o cremă anestezică în prealabil și nu o să simțim. Acum depinde și de tipul pielii, dacă avem o sensibilitate mai accentuată așa, sau nu, dar nu prea cred, de obicei nu există durere. Reacții adverse? Reacții adverse nu sunt. De aceea se poate folosi micropigmentarea, se poate face și la pielea alergică, la tenul sensibil. Deci, fără nici absolut nicio problemă, aparatul de micropigmentare este construit în așa fel încât acul să nu pătrundă, că există 3 straturi de piele. Există derm, epiderm și subderm. Deci el intră numai până în derm, nu ca tatuarea, da, care intră mult mai în profunzime și poate ataca limfa. Deci putem... Se pot. Acum nu vreau să zic ceva rău de tatuaj, fiecare ne alegem ce dorim și... Dar trebuie întotdeauna să ne interesăm dacă persoana în prealabil care face are un atestat și face normele de igienă cerute. Da, este, se știe foarte bine, s-au transmis boli incurabile pe această cale. Da. Trebuie să fim siguri că acele aparate sunt sterile. Zic să ne interesăm de 2 ori, să vedem înainte, să citim, să ne informăm, să vedem dacă persoana este competentă să facă, are și ce înseamnă pigmenții ăștia anorganici și organici. Să vedem care e diferența între ei, să ne arate rezultatul, să vedem. Să înțeleg că se întâmplă să nu cunoști și să mergi să faci un tatuaj cu... Dacă de obicei aud mult că de ce să vin la tine când pot să mă ducă tipul care face tatuaj, a spus că îmi face și micropigmentarea. Nu mai este micropigmentare dacă folosesc pigmenți anorganici, că atunci și intră atât de tare în piele și atunci nu mai este micropigmentare, ce-ți rămâne, este tatuaj. Îți faci un tatuaj, îți faci un contur al buzelor și... Chiar dacă nu-ți place, rămâi cu el tot restul vieții. Da, plus că o să dea în alte culori. Da. Deci se schimbă culorile. Se schimbă, la pigmenții anorganici se schimbă în timp, se schimbă, deviază în alte culori. În schimb, la pigmenții organici, care se folosesc la micropigmentare, se absorb frumos în corp și se duc treptat, se șterg, nu o să se observe absolut nimica. Dacă vrei, revii, după cum am spus, revii la un retuș și împrospătăm și refacem culoarea sau schimbăm, dacă chiar vrei, poate hotărăști și vrei să facem, mai să încercăm alte culoare și atunci putem să schimbăm culoarea, dacă nu, rămânem la aceeași culoare. În general, se merge pe culori naturale, doar că puțin mai accentuate. Asta este ideea. Asta este ideea la micropigmentare, să rămânem totuși cu un aspect natural, frumos, care nu să vedem acel efect, wow. Deci ne putem tatua sprâncenele, ochii și buzele. Și buzele, da. Deocamdată. Ne facem și... Se pot face și semne pe fața, lunițe. Cine își dorește, da. Sau pomeții să ne facem mai colorați deocamdată? Ei, eu zic aici nu, că pomeții sunt acolo o gamă prea largă de blașuri și vin folosite în funcție de tipul machiajului și oricum e o zonă care nu, eu zic că nu care ar trebui nu, să nu, nu... Care nu necesită așa ceva. Nu necesită așa ceva. Deci, ca o concluzie la micropigmentare, trebuie să ne informăm foarte bine ce înseamnă înainte. Să avem grijă ca ustensilele care sunt folosite să fie sterile, pentru că putem foarte bine ca să contactăm vreo boală de piele sau alt fel de boală, pentru că se întâmplă să mai curgă și sânge. Da, se întâmplă, mai ales în zona buzelor, unde este o zonă mai vascularizată, se întâmplă să fie. Dacă facem umplere, dacă se face numai contur, nu, pentru că la buze se poate face și atât numai conturul, cât și umplerea buzelor cu nuanță. Se pot tatua cele care și-au mărit buzele? Sau este indicat, tocmai că este indicat? Da, se pot tatua. Cu micropigmentare, merge.
Prin micropigmentare ne putem da și un efect al buzelor, să spunem că vrei niște buze mai voluminoase. Da, se poate face și efect de lifting la sprâncene și la ochi, se poate face tot așa, aplicând un pic de pigment alb sub sprânceană sau în colțul interior al ochilor sau unde crezi că trebuie, dacă vrei să-i faci ochii mai rotund sau să modificăm asimetrii. Sau, deci, este metoda ideală de micropigmentare și la buze tot așa. Deci dacă vrem să facem o mărire sau vrem să facem partea de sus sau partea de jos, se poate face... Bun, dar nu se observă dacă nu ne rujăm? Nu. Nu, deci tocmai asta e ideea, să punem, să aplicăm după aceea un ir sau un luciu și suntem, ne trezim dimineața gata machiate. Gata machiate, da. Da, e fi frumos. O idee bună. Da, e o idee bună să te trezești. Cred că ne sură de tuturor femeilor. Da, nu ne mai ia, cel puțin ne facem rost de ceva timp pentru a ne ocupa de celelalte treburi ale noastre. Așa. Așadar, informați-vă mai mult înainte de a face un pas spre, nu știu, spre micropigmentare. Da. Culorile, dacă vrem, nu știu, să avem buze mai roșii, ne putem pigmenta buzele? Eu de obicei și aici sugera, deci totul să ținem cont de culoarea naturală a buzei și mai adăugăm un pic de pigment care tinde unde vrei să ajungi sau ce ți-ai dori și punem numai un pic de reflex sau așa. Nu facem, eu zic că totuși, chiar cu buzele roșii în fiecare zi sau prea pronunțate, nu e o idee prea bună. Deci totuși se pigmentează puțin și se pigmentează și interiorul buzelor. Dacă ne dorim. Putem să facem numai conturul. Deci pur și simplu numai conturul sau putem să facem atât contur cât și umplere. Bun. A buzelor. Bun. Deci și dacă vorbim despre conturul ochilor, ce culori se recomandă să-ți faci un contur al ochilor? De obicei, cam toată lumea își pune negru. Dar putem pune la ochii de culoare deschisă, putem pune un maron închis sau putem pune negru la un pigment de albastru, o picătură de pigment de albastru sau o picătură de pigment cu verde care să ducă numai un pic de reflex ca să scoată culoarea irisului mai mult în evidență. Deci nu... Asta depinde de fiecare. De obicei cam toată lumea merge pe negru și pe maro și... să fie mai clasic. Pentru și că așa putem folosi culorile seara, deși culorile deschise le poți estompa seara. Dacă vrei, te faci cu negru și nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă absolut nimic. Cam cât timp durează, să spunem așa, refacerea? Presupun că nu imediat te simți chiar... Refacerea o să dureze cam după o săptămână, deja pielea se vindecă și așa, dar... o să trebuiască un retuș la aproximativ 3 săptămâni, o lună, până la 3 luni, deci maxim până la 3 luni. Se mai face încă o programare, ne întâlnim și vedem dacă mai e nevoie să mai adăugăm undeva, pentru că la sprâncene și la buze și cam la sprâncene și la buze se formează o crustă după micropigmentare, da, care durează cam 5 zile și dacă îndepărtezi această crustă, e un pic dureros? Nu e dureros, dar o să iei și pigmentul. Și atunci o să rămână acolo niște mici găuri. De se dă o cremă acasă pentru tratament. Trebuie folosită tot timpul să hidratăm, să fie menținută zona aia tot timpul hidratată. Și atunci nu o să se întâmple. S-ar putea să nu fie nevoie de retuș. Da. Să meargă totul bine. Dar asta depinde de cât suntem noi de tipicare și cât ne îngrijim acasă și menținem zona aia tot timpul hidratată. Părul de la sprâncene rămâne? Da. Deci nu, rămâne. Nu se o dau să jos pensăm și... în prealabil, o să dăm forma și după aceea o să adăugăm exact unde avem nevoie, atâta cât să avem un contur perfect al sprâncenei la urmă. Bun, deci nu rămânem nici fără sprâncene, nici... Nu avem. Se întâmplă și cazuri în care se... La tatuaj, da, în care se rade sprânceana și se face acel tatuaj. Da. Dar este o diferență. Cum ai spus și tu înainte, cu câteva minute, este o diferență între tatuaj și micropigmentare. Da. Mergem mai departe. Da. Oricum, cred că este totuși un fel de prevenire a îmbătrânirii noastre, pentru că, cum spuneai tu, obținem și efecte de lifting dacă vrem, buze mai pline, că de obicei, da. De obicei, acolo sunt problemele.
Da. Și de obicei, asta e îmbătrânirea, de obicei în timp oasele se micșorează și astfel încep să cadă pomeții și Și de acolo vin asta e, de problemele acolo femei. încep problemele femeilor, da. Dar știm foarte bine, sunt clinici renumite care oferă tot felul de tratamente. Dacă ar fi să vorbim de tratamente, putem să vorbim despre tratamentele cu acid hialuronic, cu Da, botox, cu acid glicolic, dar cu toate acid chimic, cu da. acid chimic, dar toate acestea se fac doar în clinici specializate. La Da, la dermatolog, dermatolog. ce facem? La dermatolog, păi probabil tot așa Nu la cum dermatolog, la la cosmetician, cosmetic. da. La cosmetician, singura procedură care avem voie să o facem este de peeling chimic și maxima concentrație ce o avem să voie folosim este de 25% acidului glicolic. Și Cum acționează? Ce se întâmplă? Ce efect are asupra pielii? ce face? El face o exfoliere mai în profunzime, de fapt acidul intră până în stratul profund al pielii și arde celulele care stau la baza stratului de piele și astfel le pune să se regenereze. Deci, de fapt, stimulăm producția de colagen și elastină, să vină altă piele nouă, suplă, catifelată. Deci este necesar Da, după o este anumită necesar. vârstă. Da. Deci, pot să zic că putem să începem și din tinerețe. Deci, nu să facem, să zic, câteva tratamente consecutive, dar putem veni doar pentru exfolierea aceea în profunzime. Cred că ăsta e secretul unui ten frumos Frumos. și suplu și tânăr, exfolierea asta. Deci să dublăm îngrijirea zilnică cu exfoliere. Asta odată la cât timp? Păi o dată pe lună se recomandă, după cum am zis. Acum, dacă suntem tinere și nu avem probleme în prealabil, adică un ten acneic sau un ten seboreic sau așa, putem să venim și la 2 luni, la 3 luni, deci când e nevoie, dar Ar fi ar indicat. fi indicat, da. Deci un tratament cu acid, Cu da? Cu acid acid. glicolic, da. Știu că am făcut noi chiar o Noi am făcut, emisiune, da. dar aveai două tipuri de Da, tratamente. da. Am unul cu acid glicolic în concentrație de 25% și am tot un tratament care se face în 5 serii pentru a avea efectul spontan și e cu 3 acizi. Cu 3 acizi, cu beta-hidroxi, cu alfa-hidroxi și cu un acid chimic, care are și el un acid chimic la bază. Și are într-adevăr un efect de luminozitate instantaneu și un efect de lifting. Un efect de lifting. Da, se Asta obține. imediat pe. Da, păi el, după cum ai văzut și la tine, pielea a început deja să roșească, deci Da. automat vezi efectul Că că funcționează funcționează și că s-a lucrat asupra pielii. pielii. Și acel tratament, tot așa, se face dată pe lună, Nu, odată. acela poate fi făcut o dată pe săptămână, 5 săptămâni consecutiv. Nu e prea mult Nu, nu, nu e prea pentru mult, pentru piele. că concentrația este foarte bine gândită, astfel încât la sfârșit să avem efectul. Și trebuie să ținem neapărat cont și de durata lui. Deci la prima aplicare o să stăm numai 4 minute, la a doua aplicare o să stăm 6 minute cu acidul și tot așa până o să ajungem la 12 minute. Deci creșterea timpului Da. durează Durează. Tot pe mai parcurs. se Da, mărește se timpul. mărește pe parcurs. Deși povesteam și în celelalte rânduri în care ne-am întâlnit, tindem tot mai mult să mergem pe tratamente naturiste, Da, să nu mai da. folosim elemente chimice. Da, să conțină Dar paraben și mult. Eu folosesc o gamă aici la aici la salon, Mediaș, la da? Mediaș, nu. Este o gamă care are la bază numai extracte vegetale și naturale. Și acest peeling cu acid Da. glicolic este extras din 300 de zahăr. Deci este tot la bază, are tot ceva natural. Și absolut toată gama este absolut din extracte naturale. Cu cât ne îngrijim mai mult tenul, cu atât să spunem că prevenim Da. efectul acela de căderea pomeților și. Da, pot spune asta, dar trebuie, după cum am spus și mă repet acum, trebuie să facem să nu uităm de îngrijirea de acasă, Îngrijirea nu, noastră zilnică. zilnică de acasă și, bineînțeles, alimentația și să acordăm timp suficient somnului, să evităm pe cât putem fumatul, consumul excesiv de cafea și alcool, bineînțeles.
Care au efecte negative care au asupra tenului. efectele și soarele, bineînțeles, i-am uitat să zicem de Ar soare. Trebui, da, soarele pigmentează. Pigmentează, încep să apară pete. Da. Dacă nu, de aia se recomandă zi de zi, chiar dacă pe timpul iernii, să folosim crema cu protecție solară, să aibă factor de protecție. Cel mai bine. Cel mai bine ar fi, da. Zi de zi. Da, dacă îți găsești întotdeauna, întotdeauna ar trebui să-ți găsești 5 minute timp pentru tine, da. Așa cum ne învești de fiecare dată, cum ne învață și doctorii, să învățăm să trăim sănătos, să exact. Ne formăm un mod de viață din asta, să ne găsim timp întotdeauna și pentru corpul nostru. Da, așa e. Asta e. Bun, alte tratamente care ar fi... nu știu, care ar fi benefice să le facem pentru întinerirea pielii. Acum tratamentele vin, îți ți se oferite de gama de produse cu care lucri și măștile sunt special concepute pentru fiecare tip de ten în parte și ele au la baza lor măștile, ingrediente care ajută să prevenim îmbătrânirea și... Deci se înțeleg că și atunci când venim la salon, tenul, tipul de ten contează... enorm. Prima enorm. Dată. Deci poți să aplici acid? Acidul... măști de peeling pentru tenuri cu problemă? Cu problemă, deci dacă te referi la ten sensibil, merge aplicat, dar la un ten acneic mă tem că trebuie neapărat să meargă dermatolog. La dermatolog. Deci eu nu lucru și nu le sfătuiesc cine vine cu ten cosmeticienele. Eu zic că nu prea au ce să rezolve acolo, numai chiar să dea un sfat și să le trimită unde trebuie sau unde... Dar nu, eu zic că mai bine stăm deoparte. Da. Povestește-ne puțin când trimiți clientele, când le trimiți, când le spui că poate au nevoie de, nu știu, de puțin colagen în piele sau... De obicei, clienta, clienta vine singură și își pune oful sau necazul, deci nu, cam rar ajung eu să le trimit sau să le spun. De obicei vin ele și cer sfaturi și atunci e normal că dacă tu îți vezi problema, există o problemă da. Acolo la bază. Și eu le ofer sfaturi, ce ar putea să facă și ce am putea noi împreună să facem, ce tratamente și dacă chiar am ajuns atât de grav încât nici eu nu mai, să zic că numai chiar ameliorăm și vrea ceva mai mult sau un efect mai instantaneu. Mai... Bun, și prin tratamentele folosite la cosmetician se pot ameliora da, da, acele da, riduri, da, pungile de sub ochi. Da. Numai este așa un pic o problemă și singura problemă când le explic toate doamnelor să nu aibă așteptări de astea iraționale. Deci de obicei ne obișnuim foarte ușor cu frumosul, cu binele și nu mai uităm să ne gândim de unde am plecat sau cum am plecat. Ar trebui să facem poze înainte și după și tratament. După. De obicei nu. În urma peelingului de care ți-am povestit, care ți l-am da. Efectuat și ție, într-adevăr, doamnele au văzut singure, au remarcat și au venit și mi-au zis că tenul e mult mai luminos și s-au ameliorat ridurile de pe gât, de la zona decolteului, că se face atât pe gât și pe decolteu. Da. De obicei ar trebui și noi acasă crema să ne o aplicăm și pe gât și pe decolteu. Da, în ultima perioadă, la față, dacă omul e machiat, nu prea se vede la față, dar gâtul... Da, gâtul trădează, de obicei. Începe da, să-ți spună câți ani ai. Da, exact. Acolo ne deci uităm. E important și acasă atunci da, când... Da, să aplicăm măcar seara o cremă hidratantă pe gât și pe decolteu. Mm. Da, important e totuși dacă nu mergem la cosmetician, deși e recomandat să mergem la cosmetician după anumită vârstă. Să spunem că, spuneam înainte de emisiune că de la 30 de ani, spunea domnul doctor Rosenberg, la 30 de ani ar trebui să ne gândim foarte serios la faptul că trebuie să ne menținem sănătoși pentru următoarea perioadă, pentru a preveni îmbătrânirea. Dar tu îmi spuneai...
chiar e necesar, poate chiar de la 20 de ani, să începem să avem producția grijă. Producția de colagen după 20 de ani începe să scadă. Să scadă. Da, și ar trebui un pic să intervenim aici, pentru că și fetele sunt mult mai mult radical liberi, da, afară, și factorul din ăștia este în care ne afectează tenul, și atunci trebuie un pic să se protejeze și ele. Deci de la vârste un pic mai fragede. Bun, dar toate cremele pe care le folosim ne protejează în vreun fel? Folosim creme pentru ochi, creme pentru ten, ne protejează să nu apară riduri? Cum ne protejează? Păi tocmai asta, dacă noi nu folosim creme, automat ești expus, deci ești afară și te expui tuturor radicalelor liberi care ne înconjoară. Dacă pui o cremuță, crema o să fie absorbită în piele și atunci ea ne protejează, mai ales dacă are factor de protecție. Da. Plus că elasticitatea o mai redobândim dacă am pierdut-o? E un pic cam greu. Aici se recomandă mult masaj, tot așa, dar ar trebui să începem de tinere, deci nu chiar când vedem că e deja un pic cam grav sau așa. Dacă începem și masajul putem să-l facem și noi acasă, ne uităm, putem, avem atâtea informații pe net și le putem lua câteva mișcări de masaj care să stimuleze circulația, că asta e, dacă circulația este bună, automat și oxigenarea este bună. Și ne povesteai de niște tratamente, da, aparate noi. De oxigenarea celulelor, care se folosesc acum foarte și sunt foarte renumite în București. Am aflat și eu acum la curs de ele. Ce face pentru ten? Nu știu cum. Păi dacă celulele sunt oxigenate, automat ele, rolul lor de refacere o să fie mult mai des și atunci normal că o să se vadă, este un efect vizibil asupra pielii. Asupra pielii. Deci apar tot mai multe metode da, pentru prevenirea îmbătrânirii, da, tenului. Cred că este principala problemă a femeii după 30-35, da, de ani, să spun și așa. Cred că ar trebui menționat și felul nostru de a fi. Ar trebui să fim mai pozitiv și să zâmbim mult mai mult. Dar zâmbetul nu face riduri? Face riduri frumoase, exact. Să știi că și stresul și toate astea, starea noastră negativă și plânsul și absolut toate, își pun amprenta. Și poziția feței. Da. Deci mimica feței. Dacă, de exemplu, pot să zic că când ne supărăm sau când avem o problemă sau așa, să pun în mișcare 60 de mușchi ai feței, și iar când râdem, avem un râs spontan și ne simțim bine, să pun în lucru doar 13 mușchi ai feței. Deci asta poți să-ți dai seama cât, ce efect are zâmbetul, că nu o să ne dea, zic, să ne menținem tot timpul cu o stare de spirit pozitivă și să încercăm pe cât puțin să fim nervoși supărați. Și supărați, pentru că și mimica feței duce în final la îmbătrânire. Da. Da, ar fi bine să ascultăm toate sfaturile, să nu ne pară rău mai târziu. Să spunem că la 20 de ani nu vezi și ai impresia că niciodată nu o să îmbătrânești. Exact. Pe la 30 de ani îți cam dai seama că nu e chiar așa cum gândeai atunci, dar la 40 de ani cred că o să simți. Se zice că la 40-50 de ani avem fața pe care o merităm, știi? Asta e un pic cam dur spus, dar așa asta cum ne-am îngrijit. Exact. Deși pe vremuri, să spunem că mămicile noastre nu aveau parte de atât de multă informație și totuși... Exact, și nu aveau atât de multă informație și nu aveau atât de multe creme cum avem noi acum, suntem înconjurați de atâtea game și atâtea feluri de produse încât nu mai știm și... Cum să facem, dar eu zic că și treia una al mediu și începând de la alimentație și de la poluare, absolut de la tot, era altceva. Erau mai protejați. Acum, da, erau mult mai protejați ca noi. De aceea trebuie să acordăm mai multă atenție felului cum mâncăm. Se zice că neapărat în fiecare zi consumate 5 fructe sau 5 legume.
5 fructe, 5 legume, da, pentru a ne menține tenul apă, sănătos. Normal, apă, cam o pahare de apă pe zi. Apa hidratează foarte, foarte bine, bine, da, pielea. Mai ales dacă avem un ten care tinde să se usuce, să fie uscat neapărat. Să bem apă. Neapărat. Da. Există perioada de trecere între anotimpuri. Acum este o perioadă destul de grea și pentru pielea tenului. Da. Ce trebuie să facem? Tot așa, eu zic, cel mai bine ar fi să apelăm la, să mergem la cosmetică, să ne dea un sfat, să, într-adevăr, încă e perioada de făcut tratamente cosmetice acum. Perioada e pe tot timpul anului, pe tot timpul anului. Dar putem între... face tratamentele de care am vorbit, se fac pe perioada asta, atâta timp cât nu avem soare afară, pentru că pielea, un pic fiind lezat acidul, un pic cum intră în piele, nu-i voie să stăm deloc la soare pe perioada tratamentului. Să evităm, bineînțeles, solarul. La soare și solarul, da, atât și pentru micropigmentare. Nu ai voie să faci solar. Adică nu-i voie în perioada când îl facem. Nu putem să interzicem noi, dar pielea se subțiază, se usucă și atunci automat se și exfoliază și se duce tatuajul mult mai, micropigmentarea repede. Mult mai repede. Voi cosmeticieni, în general, recomandați... Expunerea la solar? Da. Atâta timp când nu abuzezi de ea și nu îți faci un viciu din ea să mergi de fiecare zi sau nu cred că chiar dăunează atât de grav. Dar eu zic că... Ar fi bine să ne protejăm. Ar fi bine să nu... În general, doctorii spun că nici măcar la soare ar trebui să ne păstrăm pielea. Da, așa, ar fi un secret. Să ne păstrăm, da, pielea așa, deci cum putem avem. Să mergem la soare, dar să mergem în orele indicate și atunci, în orele acelea, să folosim crema de protecție. Nu să avem impresia că... Da, că mergem nu ne... orele nu de dimineață, e seara soarele. Și nu ne arde. Nu, totuși, efectul soarelui e foarte, foarte puternic. Mai multă grijă. Mult mai multă grijă. Ce recomanzi în perioada aceasta? Tenul se usucă mai repede. Ce recomanzi, nu știu, să facem acasă? Ce tratamente ne recomanzi? Acasă. E o perioadă de trecere. Pielea e puțin, a fost frig, urmează o perioadă mai caldă. Cu siguranță avem nevoie, cum spui, de tratamente. Poate nu neapărat de peeling-uri. Peeling-uri se mai pot face și acasă, dacă vrei sau cine nu își permite să meargă la cosmetică. Da, se găsesc creme cu acid și măși cu acid. Dar cu grijă. Le putem cu mare grijă și trebuie și acele alese în funcție de ten și în funcție de ce probleme vrem să rezolvăm. Dar erau peeling-uri acelea acasă... naturale, cu făină de mălai, cu... Da, da, care le putem face. Nu mai mult de 2 ori pe săptămână, după cum am mai spus. Da, deci nu mai mult de 2 ori pe săptămână acasă făcut un peeling. Da. Chiar și un peeling al întregului corp se poate face. Da, da, putem face cu zațul de la cafea. Femeile, da. Și bărbații, dacă vreți. Dar nu și bărbații, de ce nu? Da, bărbații fac mai târziu riduri decât femeile. Da, da. Pielea le îmbătrânește puțin mai târziu. Din punctul acesta de vedere sunt puțin mai norocoși. Așa e. Da. De aceea noi mergem mai des la cosmetică. Așa. Câteva măști pe care ai putea să le, am putea să le recomandăm. Argila, o recomanzi acasă? Da, da, argila este foarte bună. Deci pentru toate tipurile de ten. Chiar dacă ea e mai mult indicată pentru tenul gras și acneic, putem să o folosim cu succes și pentru tenul uscat. Depinde cu ce o asociem. Deci cu ce... Dar citeam despre argilă verde, care se poate... Ce argilă este aceasta? Și unde o găsim? De unde o cumpărăm? Nu știu unde, nu ți-aș putea spune exact, eu am la salon de la... O putem cumpăra din toate, de oriunde o găsim, de pe rafturile supermarketurilor, sau se recomandă să mergi la farmacie? Eu cred că m-am zis de foarte multe ori că trebuie neapărat mers, adică părerea mea e să mergi la o farmacie totuși și să ceri acolo un sfat. Cred că e mult mai bine decât să mergem noi și să alegem din magazine ce ne vine nou așa la întâmplare. Poate o mască cu argilă să îți facă rău în cazul în care nu... Nu prea cred că rău ar putea... Este o mască neutră? Exact. Deci depinde cu ce o asociem noi acasă. De obicei pentru
Acnee o asociai doar cu apă sau cu zeamă de lămâie sau cu suc de castravete. Deci Pentru tenul uscat ai nevoie de o lingură de pudră de argint, una de de argilă, argilă. una de cremă, una de lămâie, de zeamă de lămâie și 2 linguri de brânză de vaci proaspătă și un Exact. gălbenuș de ou. De-o. O După aplicăm cum pe față spuneam, gălbenușul e pentru hidratare și albușul este pentru... pentru absorbția excesului de sebum, deci pentru tenurile grase, și gălbenușul pentru tenurile uscate. Pentru acnei, ca așa cum spuneai și tu mai devreme, zeamă de lămâie, iar pentru un ten. Zeama de lămâie se poate, scuză-mă că te Da. întrerup, se poate folosi cu succes doar simplă, ca stoarsă lămâia și aplicată pe pete, dacă avem pete, deci este folosită cu succes pentru pete și lăsată pe timpul nopții. Pete pe față. Pete, da, hiperpigmentare pe față, care apar Care apar după expunere după excesivă expunerea la la soare, soare, da. la solar sau. Deci e foarte bună lămâia. Pot apa să apară pete și după ce mergem la. Ne colorăm pielea în mod artificial, să spunem așa, ne bronzăm artificial cu soluția aceea, se întâmplă să rămână pielea Cu pete. cu De pete. obicei când se duce, începe de ni se duce, într-adevăr că rămânem cu pete, Dar un peeling? Un peeling. un peeling ar fi bun, dar totuși cred că multă răbdare până trece de la sine, că nu prea a intrat un pic în piele și atunci până se exfoliază Deci se poate. pielea. Se duce. Da. Mască revitalizantă, putem să folosim zeama de la 2-3 morcovi cu o lingură de argilă. Facem un amestec și ne aplicăm pe față. Da. Deci dacă stăm și ne uităm și gândim bine, toate au la bază vitamine, care sunt foarte, foarte importante și esențiale asupra tenului. Să nu uităm vitaminele A, C și E. Deci toate au vitamina A care... Am putea să cumpărăm Da, vitamine sub sunt formă în fiole. de Vitamine fiole. A, C și E. Sau le putem lua separat. Vitamina A, vitamina C. Deci vitamina A și C sunt foarte cele mai puternice antioxidante care lucră și combat radicalii liberi, Bun, stimulează și producția de colagen, vitamina C. putem să punem în cremă. Dacă în crema noastră zilnică? Da, nu. Nu, nu, Nu e eu zic că indicat. nu Stricăm e formula indicat. cremei. Exact. Eu Dar zic să-l, dacă într-o tot mască. într-o mască, da, se poate aplica sau să facem înainte de aplicarea măștii, facem un masaj cu serurile ca să ne treze, să intre cât mai bine Deci în putem să ne piele. facem un masaj cu ulei de vitamina A, Exact. Cu care. vitamina A, C și E, astea sunt cele Deci mai putem să le și importante. amestecăm. Da, se pot amesteca. Cât timp le lași aplicate pe față? Păi, de obicei, cam cel puțin 10-15 minute să faci un masaj ca să se penetreze cât mai bine, și după aceea pune masca. Mai stăm Și mai încă stăm încă 15 15 minute. minute. Și o să avem efectul care ni-l dorim. Bun. Cam de câte ori, să spunem așa, pe săptămână ar trebui să ne aplicăm o mască, în afara faptului că trebuie să folosim cele regulile de bază. Dimineața și seara ne demachiem Păi eu recomand și acasă cel puțin o dată la 2 săptămâni să ne facem o o mască, dacă o mască. facem o mască naturală și nu e atât de puternică ca cea pe care o folosim în cosmetică, care are alte ingrediente active și alți componenți. Eu zic că la 2 săptămâni ar fi suficient să folosim un pic de abur, să ne deschidem porii, că ăsta e rolul, să folosim un gomaj, făină de mălai sau ce gândim că mai tărâțe sau ce avem prin casă. După aceea putem face... Sunt bune, cumpărăm, sunt tot felul de, spunem, creme, tuburi pentru gomaj. Sunt bune acele creme sau e Depinde indicat să folosim de produse marca lor. naturale? Acum nu pot să zic Eu vă întreb în dacă e bine să masă. folosim produse naturale sau să Ar folosim făină de mălai fi sau. ideal să căutăm pe cât putem și dacă vrem să ne cumpărăm gata preparate, atunci să ne uităm să fie cu ingrediente naturale, să nu aibă parabeni. Deci atâta tot. În rest, eu zic că sunt bune. Cât de Dacă... mult afectează acești parabeni? Pentru că se tot vorbește de parabeni, toată Da, lumea păi de începe fapt să ei se duc la ferească. îmbătrânire și eu, în timp dăunează grav pielii.
Le folosim de ceva ani fără să Da, ne uităm pe etichete. exact. Da, Deci tot așa e. mai mult ar trebui să Să ne fim uităm pe atenți, da. Acum, de etichete. obicei, au început de îți interziși cât mai. Unele firme nu mai lucră cu, nu le mai adaugă în produsele lor. Multe firme care se respectă și care au un nume Nu sunt ascunse în alte formule. nu cred, nu cred. Deci, în general, și ceea ce cumpărăm din magazine. Deși găsim foarte multe, dacă căutăm pe internet, găsim foarte multe măști, sfaturi pe internet. Putem să folosim și acelea, putem să mai cerem un sfat. Mergem la cosmetician și cosmeticianul ne dă câteva sfaturi. Ce să folosim, cum să le Exact. folosim. În primul rând trebuie să aflăm și ce tip de ten Cel mai avem. important. Vorbim lucruri, unele lucruri le vorbim poate de fiecare dată când ne întâlnim, dar cred că sunt lucruri importante de care nu trebuie să uităm niciodată. Cum spui tu, dimineața și seara să nu uităm să avem grijă de Îngrijirea tenul nostru. zilnică, da. Pentru că la 50 de ani să nu ajungem să avem fața care o merităm. Care o merităm, așa e. Ar fi Așa e. bine să ne trezim la 50 de ani că nu avem nevoie de un lifting sau de colagen, Da. dar acestea sunt lucruri despre care Da, eu deocamdată. zic că și la 50 de ani, chiar dacă o să facem riduri, și ridurile fac parte din viața Da. noastră și dar totul e, cum am zis, să fie o armonie între starea noastră de spirituală, să fim tot timpul mult mai buni și mai îngăduitori și să nu mai ne tot uităm în jurul nostru, că într-adevăr că vedem la televizor și vedem în toate părțile, știi, imaginile alea perfecte care sunt retușate, știm prea bine că sunt retușate și să ne mulțumim cu cât avem Funcționează noi. Photoshop-ul. Funcționează Funcționează, Photoshop-ul da, peste tot, peste plus tot. de asta că la televizor nu vedeți întotdeauna decât ceea ce vor să ne arate. Exact. Și cum spuneai, nu, o față perfectă nu înseamnă neapărat să mergi să umbli la ten. Nu putem să fim cu Eu toții zic că perfecți. orice alegem să fie atâta în limita bunului simț, deci să nu trecem la măsurile astea extreme, să ne facem lifting-uri de alea care ne dau o față ce nu vrem de fapt să o avem, o mimică a feței și o expresie Prea de rece. speriat, prea rece, na. Pentru că tot ai fost la București, aș vrea să ne spui care sunt tendințele anului acesta. În materie de cosmetică, în materie de machiaj. Cosmetică, ce să spun? Pot să, cum după cum ți-am spus, Micropigmentarea. Da? și aparatele noi apărute de oxigenare și mezoterapie cu ace sau fără ace se folosește. Într-adevăr că toate au la bază același rol, după cum ți-am spus, să penetreze cât mai bine, să împingem cât mai adânc în piele ce vrem să împingem, ce Produse. ingrediente și ce produse vrem să împingem. Dar acestea, Și mezoterapia, de exemplu, poți să o faci tu ca cosmetician? da, mezoterapia se poate face, da. Este un aparat special care poți să-l folosești cu succes, da, în cosmetică. Oxigenarea de care ți-am zis Da. și, bineînțeles, în București, cred că e așa o mare cerere pentru injecțiile cu acid ialuronic, deci toată lumea discute despre ele și e ceva foarte normal să ți le faci după 35-40 de ani. În provincie, nu Deocamdată chiar noi în atât. Mediaș nici nu avem o clinică de estetică specializată pentru așa ceva în orașele mai mari din jurul nostru. Iar în materie de machiaje, ce purtăm anul acesta? Anul Cum ne acesta, machiem? Care sunt tendințele? tendințele, după cum mă repet și am spus-o, sunt în funcție de fiecare și de ce vrem să obținem, dar într-adevăr tot așa putem să. Eu îs la mod machiajele retro, tot așa machiajele la o cu verde, cu albastru puternic, să Dar folosesc. să avem grijă de culoarea ochilor. Tot timpul trebuie să ținem cont de culoarea ochilor.
Bun, deci verdele este în tendință anul acesta. Da, anul ăsta. Retro, retro, ce înseamnă retro? Mai mult în negru? Mai mult, da, mai mult tuș negru și buzele mai roșii. Mai un roșu burgund. Deci se poate roșu burgund anul acesta. Da, o să... O să avem o vară și mai colorată. Rujurile mate, deci s-a cam renunțat la SIDEF și se poartă anul ăsta rujurile mate. Deși de în rujurile mate de ceva timp se... Da, într-adevăr și de la jumătatea anului trecut au început să nu se mai folosească foarte mult SIDEF cum era până acum și au trecut pe rujuri mate și... Un machiaj mai liber, mai, nu știu, un machiaj mai colorat sau cât mai natural? În funcție de fiecare, de unde mergem sau ce vrem să obținem, ce personalitate avem fiecare, că nu trebuie ținut cont de fiecare în parte, nu putem face ce în tendințe unei persoane care nu poate nu s-a machiat niciodată și nici măcar nu știe ce... Trebuie neapărat să fie un echilibru deci, între dorința clientei și experiența make-up-ului artistului. Da. Deci să înțeleg că de fiecare dată când vine cineva și vrea un machiaj, tu stai de vorbă cu persoana respectivă. Nu poți să-i faci vine și spune vreau smokey eyes și ea n-a avut în viața ei smokey eyes și se îmbracă casual. Nu. Da. Nu. Deci niciodată. Întotdeauna trebuie să ascult dorința lor și ce vor să obțină și din câteva întrebări ne dăm seama imediat, îmi pot să-mi dau seama imediat cam ce își dorește, unde vrea să ajungem cu machiajul și unde trebuie să mă opresc. Se poartă blașuri, culori diferite sau tot? Nu. În materie de blaș, eu zic că culorile trebuie, la blaș le alegem în funcție de ce culori punem la ochi și culoarea buzelor, deci ce folosim pentru buzea rujului. Deci nu sunt tendințe, într-adevăr, numai... La club, exact. Culori deci depinde unde mergem și cum ne machiem restul. Așa ținem cont și de culoarea blașului. Ne machiem cum ne îmbrăcăm? Culorile hainelor contează cu ce... Cu ce ne machiem, ținem cont, da. Trebuie să fie o armonie perfectă. Dar nu punem aceeași culoare dacă ne îmbrăcăm în verde. Ne punem verde la ochi. Nu punem în niciun caz verde la ochi. Chiar dacă îl punem atât de discret încât numai eventual să scoatem culoarea irisului, să o scoatem mult mai în evidență, dar în niciun caz nu aplicăm pe toată pleoapa verde și ne-am terminat machiajul. Nu. Nu o să fie prea mult. O să fie prea mult. Așadar, am primit și sfaturile în materie de machiaje, de tendințele care sunt anul acesta. Aveți grijă la micropigmentare, aveți grijă ce mâncați și cum aveți grijă de tenul dumneavoastră și ce folosiți.